Bun găsit la săptămâna de vreme, doamnelor și domnilor. Dacă popoarele s-ar scoate la licitație pentru al nostru, clar s-ar plăti cel mai mult. Păi unde în lumea civilizată mai găsești cetățeni atât de docili, de comozi, de capabili să îndure oricât și oricâtă bătaie de joc, de lipsiți de reacție la orice li s-ar servi, de nepreocupați de drepturile lor? Raiul guvernelor și liderilor lumii de oriunde. Un popor care plătește cu minte de un sfert de secol în democrație, dări multe ce nu se regăsesc nicăieri în confortul, sănătatea, educația lui. Un popor care nu se dezvoltă și nici nu întreabă niciodată de ce plătește, de exemplu, apă rece la preț de apă caldă, ori facturi la energie din care energia consumată reprezintă doar o treime. Un popor pe cât de conștient că nimic nu merge bine, pe atât de inconștient de responsabilitatea lui directă în această ecuație. Un popor pe care nu reușește să-l facă vocal nici măcar amenințarea aerului pe care îl respiră. Numai de vreme de ieri, de exemplu, românii au fost chemați în stradă să spună ajunge tăierilor abuzive de păduri. Cum codrui frate cu românul, de când lumea, te-ai fi așteptat ca marile orașe în care au avut loc protestele să nu poată încape marea de români iubitori veniți cu mic cu mare, iubitori de natură și sătui de masacrul pădurilor țării din ultimii 15 ani. Din păcate, se pare că românul nu prea e frate cu codrul, pentru că totuși numărul celor prezenți, chiar dacă nu a fost insignifiant, a fost totuși la fel de deprimant ca numărul copacilor rămași în picioare în munții noștri. L-am invitat astăzi pe domnul Cătălin Tobescu, vicepreședinte Nostra Silva, să discutăm despre protestele de ieri, dacă au avut sau nu vreun efect asupra celor ce hotărăsc viitorul pădurilor noastre și implicit al nostru, al tuturor, despre ce am avut și ce am pierdut, despre ce se mai poate salva. Bun venit, Cătălin Tobescu, mulțumesc din suflet că ne-ați acceptat invitația. Oamenii au ieșit în stradă ieri pentru a scanda împotriva despăduririlor abuzive, încurajate de mari procesatori de lemn. Protestele au avut loc în capitală și în toate marile orașe ale țării. Peste 1500 de oameni și-au dat întâlnire în parcul Herăstrău din capitală. Au venit înarmați cu pancarte care conțineau mesaje ce condamnă defrișările abuzive și au scandat împotriva acestui fenomen. Pe mine, sincer, ce m-a dus aici sunt plimbările prin țară și faptul că am văzut cât de multe hectare de pădure sunt tăiate haotic. Am ieșit în stradă pentru că o bună parte a pădurilor din România sunt defrișate în mod ilegal, abuziv, mai ales de către firme din străinătate, dar nu numai. Și este o practică pe care aparent instituțiilor statului nu au interesul să oprească. Deci cineva trebuie să ia atitudine. Este normal ca de țara asta toți să-și bată joc, mă refer la cei de prin conducere. Nu este normal să ni se taie pădurile, nu este normal să ni se distrugă România, nu este normal să ni se închidă institutele. În vreme ce protestatarii se pregăteau să plece într-un marș către Palatul Victoriei, șeful statului le-a dat asigurări pe pagina sa de Facebook că subiectul despăduririlor ilegale va fi tratat în prima ședință a CSAT. De la guvern, protestatarii au mers către Palatul Cotroceni și apoi s-au oprit la Ministerul Mediului. Sunt câteva mii de persoane care au protestat pe străzile din capitală față de toleranța autorităților la defrișările masive din România. Protestatarii au avut trei mari opriri în fața Guvernului României, în fața administrației prezidențiale, dar și în fața Ministerului Mediului. Și clujenii s-au mobilizat împotriva celor care ne lasă fără aurul verde. Sute de persoane au protestat în Piața Unirii, iar la proteste și-au făcut apariția câțiva moți din comuna Horea, județul Alba, dar și manifestanți din Borșa, Maramureș, localitate grav afectată de defrișările masive. Noi avem o sentință definitivă și irrevocabilă din 2005. Parcursă toate etapele în țara românească cu câștig de cauză. Iar până astăzi noi suntem puși în posesie, de 10 ani de zile. Protestatarii au plecat în marș spre Bulevardul Eroilor și apoi la prefectură. Câteva zeci de oameni s-au adunat și în centrul orașului Oradea pentru a protesta față de defrișările ilegale. Nu defrișăm! Noi protestăm! Nu defrișăm! Noi protestăm! Nu defrișăm! În ultimii 20 de ani s-au tăiat ilegal peste 360.000 de hectare de pădure, semnal de alarmă pentru societatea civilă. La protestele de ieri, organizate simultan în marile orașe ale țării, au fost prezenți românii care cred în puterea lor de a schimba lucrurile. Să ascultăm însă care au fost motivele oamenilor prezenți ieri în stradă.
Salvarea aurului verde al țării a devenit o prioritate pentru societatea civilă. Mai multe ONG-uri din țară au pornit un demers amplu de conștientizare a situației în care se află în acest moment pădurile din România. Lista revendicărilor pentru salvarea pădurilor este formată din 10 puncte. Primul dintre ele este stoparea tăierilor ilegale. Exploatările forestiere ilegale reprezintă o problemă internațională, iar astfel de practici pun în pericol atât fiecare stat în parte, cât și întregul ecosistem. Al doilea punct important este reprezentat de menținerea și îmbunătățirea implementării programului Radarul Pădurilor, prin care se încearcă monitorizarea cantității de lemn ce este tăiat și transportat. Nu de puține ori, cantitatea de lemn încărcată și transportată este mai mare decât cea înscrisă în avizul de însoțire a transportului, diferența ajungând uneori chiar până la 30% din volumul total transportat. Protecția pădurilor virgine, kvasi virgine și a parcurilor naționale este de asemenea un alt motiv pentru care oamenii au protestat. Deblocarea dosarelor de corupție din domeniul forestier și întărirea instituțiilor cu atribuții de control în silvicultură sunt alte două aspecte importante care i-au făcut pe reprezentanții societății civile să ia atitudine. Suprafața împădurită a României este sub media europeană, 27% față de 32%, și departe de optimul evaluat în studiile privind schimbările climatice, deșertificarea, care înseamnă 40%. Astfel că elaborarea strategiei naționale forestiere și finanțarea programului național de împăduriri reprezintă un alt punct de pe agenda ONG-urilor. În ultimii 10 ani s-au împădurit aproximativ 4.000 de hectare în fiecare an, în condițiile în care codul silvic prevede obligativitatea împăduririi a 2 milioane de hectare până în 2035. Alte puncte importante sunt reprezentate de instituirea de măsuri antimonopol în industria lemnului, eliminarea abuzurilor de poziție dominantă și de monopol, reguli de valorificare a lemnului în beneficiul dezvoltării durabile a comunităților locale, finanțarea adecvată a sectorului forestier pentru menținerea echilibrului între protecție și exploatare și oprirea proiectului de modificare a legii vânătorii și fondului cinegetic. Așadar, domnule Topescu, trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că discutam înainte de emisiune de faptul că eu eram foarte supărată, că mi s-au părut inadmisibil de puțini oameni. Într-adevăr, dumneavoastră erați mulțumit. Cum? Care e realitatea? Ar fost loc și de mai bine? Noi vorbeam de 2000 de oameni în București, cam câți să fi fost? În București, la momentul inițial, la ora 16, când s-a dat, când a început protestul, într-adevăr, au fost poate 1500, poate 2000 de oameni. Dar pe parcurs s-a strigat solidaritate și s-au alăturat marșului foarte mulți oameni. Cred că la momentul de maxim, pe toate sursele de știri, s-a vorbit de 5-6 mii de oameni în București. S-a vorbit de 5.000 de oameni la Cluj și s-a vorbit de zeci de orașe pe lângă municipiile mari. S-au organizat proteste în foarte, foarte multe orașe din toată țara. În toată țara Moților, în Albac, în Câmpeni, în orașe mici cum, sau relativ mici, cum este Miercurea Ciuc sau Focșani sau Rădăuți. Deci orașe care nu au ajuns pe fluxurile de știri. Cred că în toată țara a fost o mobilizare... Clar, organizarea a fost impecabilă și salutară, pentru că e foarte important să se întâmple lucruri în același timp în marile orașe din țară. Dar semnificativ, am zis eu, este faptul că acest protest a pornit de la organizațiile profesionale din domeniul forestier, a pornit de la frustrarea proprietarilor de păduri, de la frustrarea corpului silvic, de la frustrarea sectorului de exploatare a lemnului, cei pe care îi doare, de la industria mobilei, de la o uriașă luptă în ultimii 4 ani, care s-a văzut în dezbateri, în televiziuni, în investigații, în foarte multe lucruri, și care până la urmă a reușit să contamineze mișcarea aceasta uriașă, mișcarea civică, care este Unii Salvăm. Și avem astăzi împreună, într-un singur protest, organizațiile profesionale, organizațiile de mediu, care sunt implicate în politicile pe acest domeniu, și avem o solidaritate cu o mișcare civică generală, cum este Unii Salvăm. Mișcarea Unii Salvăm nu a reușit să se mai mobilizeze de aproape un an de zile și iată, este o reînviere a spiritului acesta al societății civile pentru o problemă de interes foarte, foarte general, care este problematica pădurilor.
În urma protestelor de ieri, care au fost îndelung dezbătute încă înainte de a se întâmpla și pe rețelele sociale, știm cu toții și cu toată lumea, cred că până la urmă nu vorbim chiar și despre cei care au rămas acasă și nu s-au deplasat, nu s-au deranjat să se plimbe un pic pe străzi și să-și vocalizeze nemulțumirile. Oricum, toată lumea era indignată de lipsa absolută de reacție din partea aleșilor noștri, mai marilor noștri. Între timp, în urma protestelor, există totuși o reacție, și anume sesizarea DNA-ului de către guvern, deși, vă spuneam mai devreme, sunt convinsă că DNA-ul a fost sesizat de mulți proprietari de păduri și nu numai de-a lungul timpului, dar poate că așa se va întâmpla ceva. Sunteți mulțumiți de acest răspuns, așa ca primă reacție din partea autorităților? Credeți este, în... este o reacție foarte superficială, populistă, de moment, ceva care strada imediat după aceste reacții a strigat din nou că se încearcă să se închidă gura și să se închidă acest protest. Este o reacție de moment și foarte superficială. Este o reacție penibilă din partea președintelui României, să spui, convoci sat pentru terile ilegale. Cred că nu a ajuns și nu a citit măcar aceste 10 puncte care dumneavoastră le-ați menționat, această listă da. De revendicări. Eu cred că le știe. Deci pur și simplu cred că nu știu încă despre ce vorbesc. Problematica pădurilor este foarte complexă. Este... Nu știu sau nu vor să schimbe nimic pentru că nu există interesul să se schimbe ceva sau, din contră, există interese mari să rămână totul fix așa cum a fost până acum. Am fost implicat în... Am lucrat și în minister o bucată de timp în poziții executive, deci nu în poziții de conducere. Și pot să vă spun că este foarte multă prostie, spus pe românește, în tot ceea ce se întâmplă. Este o lipsă de continuitate în politicile publice. Atunci când se întâmplă să fie un ministru bun, cum a fost doamna Pană, care începuse să facă acest radar al pădurilor și inițiase acest cod silvic, a fost schimbat. Deci cineva spunea că într-un mandat cât a fost într-o organizație profesională de 4 ani s-au schimbat 16 miniștri. Nu vorbim de secretar de stat. Nu se poate face treaba așa niciodată, nicăieri. Nu se poate face, deci odată este o lipsă de continuitate, o lipsă de strategii, o lipsă de orizont, de planificare și o lipsă totală de aprofundare a problematicilor. Asta una la mână. Apoi ce ar mai fi? E totuși un subiect atât de vechi și dezbătut, cum spuneați, atât de intens și nu vorbim numai de ultimii 2-3 ani, ci din totdeauna campanii întregi, ne aducem aminte de colegii de la colegii noștri, putem să le spunem, de la ProTV pe vremuri, care se duceau și erau închiși în localurile din sătucurile alea din vârful muntelui de săteni și amenințați cu moartea cu furcile de oameni sărași cu topoare, adică a fost răzmăriți atunci. Sunt subiecte vechi, vechi. Sigur. Și totuși, în tot acest timp, deși jurnaliștii și-au făcut treaba constant, deși oamenii de acolo care știau mai multe au încercat să vorbească și au și făcut-o la televiziune, totuși nu s-a schimbat nimic. Totuși nu s-a sesizat nimeni, nici începând de la cum să spun, cei care fac local ordinea și o poliție locală și ce mai sunt pe acolo, ce primării, până la petiții duse la guvern, la DNA, care n-au primit vreodată vreun răspuns și pădurile au fost, munții noștri au fost cheliți în continuare sistematic. Deci, de ce? Ceea ce se vede, tăierile ilegale, este doar efectul. Nu poți să te lupți numai cu efectul, pentru că întotdeauna când a fost câte o inundație sau câte un protest public sau ceva, întotdeauna s-au pornit acțiuni, gaterul, ne amintim de pe vremea când era premier domnul Adrian Năstase, s-au trimis zeci de mii de polițiști în țară și să controleze toate firmele, tot. Sunt lucruri care țin 3 zile. Cauzele terilor ilegale sunt acolo mult, mult mai profunde. Și nu există niște oameni care sunt atât de mult în niște puncte foarte importante și pe care, iată, nu-i schimbă nimeni și care întrețin și ei, deci, această dacă stare nu se, de lucruri? Dacă nu se înțeleg cauzele acestor tăieri ilegale, fenomenul ăsta nu va putea fi
stopat, iar aceste cauze sunt foarte profunde, vin din modul în care s-a făcut restituirea proprietăților, vin din modul în care s-a făcut punerea în posesie, vin din faptul că nu avem cadastru, vin din faptul că s-a făcut restituirea pădurilor fără ca cineva să se gândească cum o să facem administrarea pădurilor după ce o să le restituim. La 1700, Austro-Ungarii, Imperiu, când au făcut reforme de acest gen, au retrocedat păduri și le-au dat în posesia comunităților, dar le-au păstrat în indiviziune. Și așa avem formele asociative în din Ardeal. În punctul în care ne aflăm, ce mai poate fi salvat, reparat și cum? Există? În punctul în care ne aflăm, poate că ar trebui să spunem niște adevăruri. Imaginea aceasta a tăierilor ilegale, catastrofale și care sunt irreversibile și au afectat complet pădurile României este total falsă. De ce vă spun asta? Este adevărat că s-au tăiat 360.000 de hectare, dar cuvântul defrișare este fals, pentru că nu s-a schimbat destinația acestor terenuri. Au rămas cu destinație forestieră. Dacă mergem în Borșa, unde au fost 20.000 de hectare tăiate ras, atenție, deci mergi 30 de kilometri și cine a mers pe acolo acum 20 de ani, 15-20 de ani, erau 20.000 de hectare de munți cheliți, în expresia cea mai dură. Astăzi, aproape toți acești munți sunt regenerați cu pădure tânără. Deci faptul că nu se schimbă folosința terenurilor este un prim lucru extraordinar și care trebuie spus. Avem 360.000 de hectare care au fost defrișate în România, dar sunt suprafețe concentrate în zonele accesibile, o suprafață imensă care se vede de pe orice drum național. Dar 360.000 de hectare reprezintă totuși doar 5% din pădurile României. Pe total, datorită lipsei de dezvoltare și lipsei capacității de prelucrare a industriei lemnului până în ultimii 3, 4, 5 ani și lipsei de accesibilitate în fondul forestier, pădurile României sunt foarte frumoase. Adică avem 200.000 de hectare de sunt păduri virgine. Sunt bună de mult, deci, încă mult timp de acum încolo. Voiam și să vă spun că noi, avem ce salva, pentru că aceasta a fost întrebarea noastră. Nu este prea târziu. Că mai putem salva. Exact, avem ce salva. Adică avem păduri. Pe drumul pe care se merge acum riscăm să ajungem în punctul în care nici măcar să nu mai avem ce să salvăm. Asta spuneți. Pe punctul pe care se merge acum, capacitatea de prelucrare a industriei în ultimii 5 ani a crescut exponențial. Avem firme, cum este Holz Industries Schweihofer, care în 2005 a făcut o fabrică. În 2010-2011 a făcut-o pe a doua, între timp a mai cumpărat încă două și le-a extins capacitatea de producție, face 100 de milioane de euro pe an profit și cu acest profit este capabilă să facă în fiecare an încă o fabrică care să taie 1 milion de metri cubi. Deci capacitatea aceasta a industriei lemnului crește exponențial și poate este deja la limita resurselor sustenabile ale pădurii. Deci este un moment de cotitură. Că defrișările necontrolate și la o asemenea scară sunt o problemă stabilit deja, știe toată lumea de mult, însă puțin poate conștientizați că tăierea pădurilor în acest ritm are efecte negative și asupra ecosistemului și chiar a climei din țara noastră. Despăduririle și degradarea pădurilor sunt responsabile pentru aproximativ 20% din emisiile mondiale de dioxid de carbon. Tăierea copacilor duce astfel la intensificarea încălzirii globale și a efectului de seră, aspecte care sunt pe agenda tuturor națiunilor din lume. În plus, deșertificarea și eroziunea solului sunt accelerate de această practică. În ultimii ani, fenomenele meteorologice extreme s-au înmulțit pe teritoriul României, astfel că nu de puține ori episoadele de secetă severă au fost urmate de inundațiile istorice. Sau invers, pagubele materiale au fost însemnate de fiecare dată, iar totul putea fi evitat dacă fondul forestier era de fapt acolo unde ar fi trebuit să fie și în realitate, nu doar pe hârtie.
Alunecările de teren sunt un alt efect al despăduririlor masive, care nu poate fi ignorat și care la rândul ei provoacă importante pagube materiale. În plus, amenințarea biodiversității nu poate fi negată. Dacă în urmă cu peste 20 de ani pădurile românești erau recunoscute pentru fauna de interes cinegetic, acum populațiile de zimbri, urși, lupi, vulpi, mistreți sau căprioare au scăzut considerabil și nu doar din cauza braconajului. Nici păsările pe care le găseam din abundență în pădurile noastre nu au avut altă soartă. Numărul exemplarelor a scăzut tocmai din cauza defrișărilor incontrolabile ce au avut loc din 1989 și până în prezent. Dezechilibrele naturale s-au produs, începem să simțim deja efectele acestora, iar viitorul nu sună deloc bine. Domnule Topescu, aveți date, intră în sfera noastră de preocupări despre cât de afectată a fost fauna în urma acestui măcel, cum îmi place mie să-i spun. Nu-mi place, dar asta e. Așa cum am spus, afectarea faunei se face atât prin tăieri, prin tăieri excesive, tăieri ilegale, se face prin vânătoare, dacă nu se practică niște limite sustenabile, și se întâmplă mai ales prin braconaj. Unul dintre punctele trecute ca revendicare, cu acordul tuturor organizațiilor care au organizat protestul de ieri, se referă la modificarea legii vânătorii, ruperea activității de vânătoare, de comunitățile locale, de proprietarii de păduri, conduce la braconaj, la neimplicarea comunităților în păstrarea acestui patrimoniu de biodiversitate de vânat, și bineînțeles că nu se poate face și nu se poate proteja nimic în țara asta împotriva comunităților locale. Oricine face politici de aici, din București, dacă nu ține cont de comunitățile din satele montane care acolo locuiesc și trăiesc și care sunt legate de aceste activități tradiționale, orice politică e făcută fără... E zadarnică și sortită eșecului. Ori asta se întâmplă prin ceea ce se face pe linie de vânătoare. Vânătoarea este acordată ca drept de prevențiune unor așa ziși gestionari consacrați, în speță potentații ai zilei din sfera politică, care au pus mâna pe niște fonduri de vânătoare desenate pe hârtie pe 20.000 de hectare, fără să le pese că acolo sunt zeci de comunități care sunt lipsite și sunt despărțite de activitățile lor tradiționale și nu sunt implicate în paza acestor resurse. Și atunci, bineînțeles, că avem un braconaj la scară... Ce ar fi de făcut? Ce ar trebui făcut? Și nu se face? Trebuie implicate comunitățile, respectată proprietatea, așa în spiritul Constituției, și atunci comunitățile vor învăța să protejeze aceste resurse. Pentru să că avem... devenind ale lor, le-ar privi... Exact. Atunci ar începe să înțeleagă silvoturismul, ecoturismul, da. Și ar începe să fie implicate în aceste lucruri. Elena, cum, dacă este deja, știu eu, afectată clima de toată această poveste, sau dacă va continua în acest ritm, cum ar putea să se schimbe clima din pricina acestor despăduriri de și tot ce atrag ele după da. Sine? În afară de efectele astea despre care deja am mai vorbit până acum și care, pe care le pot numi imediate prin comparație cu scara climatologică, de pildă. Gen alunecări și legate de teren, de, da, și legate de spațiul respectiv, de zona geografică în care e pădurea. Cum sunt inundațiile? Pentru că sunt exagerate, sunt amplificate de absența pădurii pe versant și mai departe. Deci inundațiile, alunecările de teren. Secetele, tendința de aridizare a suprafeței a solului, sunt distruse pur și simplu solurile, deci le scade fertilitatea, ajung de nu se mai pot cultiva de nicio culoare în anumite condiții.
Dar eu știți ce vreau să vă dau? Exemplu cu iarna din 2012-2013, sfârșit de ianuarie, început de februarie, cu viscolul din sud-estul țării, care viscol, mi-aduc aminte că l-am analizat, nici măcar nu avea cote deosebite, ca intensitate. N-ar fi trebuit să producă asemenea pagube. Da, dar efectele, zăpada aceea care întâmplător a fost cam uscată, așa îi spunem noi, o zăpadă care are un conținut redus de apă lichidă, zăpada aceea a fost dusă de vânt peste sate și a îngropat casele până la acoperiș. Pentru că am și făcut analize, poze spațiale, deci din obținute prin teledetecție, arătau lipsa sau dispariția zonelor împădurite din preajma celor sate. Bătrânii noștri știau chestia asta. În preajma satelor, în preajma drumurilor, liziere. Unde nu mai existau, da, perdelele forestiere. Eu vreau să vă spun că dacă codrivlăsei mai erau, nu așa întregi, dar măcar o parte, Bucureștiul nu avea această climă, acest climat. Iată, cu cât, siguranță. Cât, dacă ai clintit ceva în tot echilibrul ăsta de săvârșit, câte se întâmplă? Dar câte se rostogolesc? Dar nu m-au clipită ca să agățăm telespectatorii despre efectul la scară climatică. O să vorbim la dicționarul meteo, pentru că din cauza asta am ales un subiect legat absolut despre Te grăbeam un pic, discutăm mai pe larg, pe îndelete, despre efectul despăduririlor asupra aerului de respirat, respectiv asupra circuitului carbonului în natură, generic, și revenim la discuție cu doamna Cordeneanu. Așadar, Elena. Deci ziceam, în afară de efectele despăduririlor legate de zona sau care se petrec în zona în care sunt pădurile și unde despăduriri fără cap, pentru că noi, vorba aia, de-aia avem păduri și am plantat, moșii noștri au plantat, că într-o viață de om se face o pădure, ca să și tăiem și să și folosim. Dar tăierile fără cap, asta înseamnă catastrofă pentru mediu. În afară de efectele din zona respectivă, care încep, cum spuneam, cu inundații, alunecări de teren, instalarea secetei, degradarea solului, apropo, efecte negative la viscol și mai departe, despăduririle astea fără cap au efect la scară climatologică asupra climei terei, care, efecte care pot fi chiar mai grave. Ele nu se simt la anul sau peste 2 ani, peste 3 ani, ci peste mai mulți ani. Și din cauza asta am ales acest subiect cu circuitul carbonului în natură. Carbonul parcurge un ciclu de când este Pământul, ca să zic așa. Viața primară, de altfel, avea la bază, în esență, carbon. Acum carbonul se găsește stocat, ca să spun așa, în 4 mari rezervoare. Unul începe cu vegetația și aici, în principal, pădurile. E stocat acolo, în frunze și în partea lemnoasă a pădurilor. Pe urmă este solul, iată, în afară de păduri, solul cu straturile lui de cărbune, de petrol și mai departe, unde este stocat carbon. Oceanul planetar are de asemenea păstrat acolo carbon în compoziția lui. Carbon este dizolvat, ca să zic așa, bioxid de carbon dizolvat în apă. Și atmosfera, că de-aia trage și ea ponoase. Între aceste 4 mari rezervoare, carbonul circulă. Dacă noi interferăm cu vreunul din ele, interferăm în circuitul carbonului în atmosferă. Și unde interferăm noi cel mai frumos? Trimițând în atmosferă cantități suplimentare de bioxid de carbon prin coșurile de fabrici, prin țevile de eșapament, prin arderile. Așa. Ei, atunci suplimentul acesta de bioxid de carbon duce la accentuarea efectului de seră și încălzirea climei. De-aia ziceam care efect la scară climatologică. Un întreg efect de domino, așadar. Deci, numai pe care o secundă. Nu mai poți. Distrugem pădurile, micșorăm rezervorul care ține cărbunele în partea de vegetație. Și în plus, dacă le și ardem, pentru că mai sunt negândiți pe globul ăsta care le dă foc, eliberăm și carbonul stocat în lemnul și frunzișul lor. Prăpăd. Și o cale fără întoarcere de la un punct încolo. Acesta a fost dicționarul meteo. Generic, revenim pentru prognoze. Am avut
avut ceva emoții astăzi cu ploaia, care nici nu era în grafic, așteptam aversa cu tunete, fulgere spre seară, era cam mocănească, așa, tomnatică, ușor. Slăbuț, a fost o ploaie slabă până la urmă și de altfel... Dar a ieșit soarele, iată. Da, fără nicio legătură cu ceea ce așteptăm în această noapte. În această noapte așteptăm să vină dinspre vest-sud-vest un sistem care să ne aducă, iată, instabilitate accentuată în toată țara, dar accentuată sau mai accentuată în sud-vest-centru și în zona de munte, și acolo pot fi și averse bogate, pot izola 30-35 de litri pe metru pătrat, în special la munte, pot fi și vijelii, izola și grindină, dar în orice caz, în timpul averselor, vântul chiar că nu este vijelie, oricum se intensifică pe moment. Ei, acest front o să iasă în cursul zilei de mâine și vreau să vă spun că după scăderea ușoară a temperaturii de mâine, de marți, vremea intră într-un proces de încălzire și chiar se îmbunătățește ca aspect și o să vorbim, chiar de miercuri ajungem să vorbim de o vreme caldă, mai caldă decât normal. Deci, asta se va întâmpla până vineri, adică creșterea treptată a temperaturii, ajungem vineri la 27-28 de grade. Nu vorbesc, nu este vorba de o încălzire excesivă. Totuși, vineri este cea mai caldă zi, atunci s-ar putea să ajungem și la 30 de grade. Unde? În vestul țării? În sau? Zonele de șes, nu putem foarte bine să facem și în vest, și în est, și în sud, în zonele de șes. Numai o clipă vreau să spun că weekendul nu mai... Ne răcorim în weekend? Ne răcorim și vremea devine instabilă treptat în toată țara. Mie îmi place, spun sincer, dansul ăsta. Foarte așa. Bine, și mie îmi place. Nu e bine, nici prea cald, nici... E bine. Soare ziua, seara o aversă, să ne răcorim. Aceasta a fost, doamnelor și domnilor, ediția săptămânii de vreme de astăzi. Mulțumesc, Elena Cordonanu, mulțumesc, domnule Tobescu, și nu... Noi am stabilit, le spune niște respectatorilor noștri, că a rămas deja bătut în cuie că ne vedem în ultima duminică din luna mai, respectiv pe 31 mai, cred, pentru că pe 5 iunie va avea loc un nou protest de amploare. De fapt, tot ce s-a întâmplat în aceste zile, spuneți noastră... Deci tot ce s-a întâmplat aceste zile este un preambul al protestului care va fi în 5 iunie, cu ocazia Zilei Internaționale a Mediului, când tot acest front, format din organizații profesionale din sector, din ONG-uri de mediu, din Mișcarea Unii Salvăm, vom protesta din nou după ce vom vedea ce s-a întâmplat în această perioadă. Așteptăm aprobarea codului silvic, așteptăm inițierea unor măsuri reale privind revendicările aduse, compensații pentru proprietari de păduri, stoparea tăierilor ilegale, operaționalizarea acestui sistem de urmărire a masei lemnoase, radarul pădurilor. Așteptăm măsuri pentru sprijinirea prelucrării locale a masei lemnoase, asigurarea cu resurse a industriei mobilei. Sunt lucruri serioase și care nu se rezolvă doar printr-un foc de paie. Am trimis o sesizare la DNA. Zâmbeam pentru că mi-a trecut așa răzleț din cap un gând. Cum ar fi să se împlinească toate? Mai facem protest pe 5 iunie sau nu? Ne-am bucurat să se întâmple toate astea și ne-am bucurat ca pe 5 iunie să nu mai... Să ieșim și să-i ovaționăm, nu-i așa? Sigur, să nu mai strigăm... Să-i aplaudăm pe mai marii noștri, aleșii noștri dragi. Bun, așadar, săptămâna de vreme, doamnelor și domnilor, se încheie aici. O ediție importantă, cred că ați fost bucuroși că am discutat despre acest subiect și o să discutăm ori de câte ori va fi nevoie, pentru că este firesc, după cum ne spune și numele, să fim implicați în tot ce ține de vreme, de natură, de tot ce doare planeta asta. Atât, mulțumim pentru atenție. Ne revedem noi mâine dimineață la 7 trecute fix. Să aveți o seară frumoasă, să aveți o săptămână frumoasă. Prețuiți fiecare zi.